Teoroz a devenit foarte populară în urma participării la concursul Bravo I Steal Celebrities. Deși a ieșit pe locul 2, aceasta a câștigat o comunitate de fani devotați care îi admiră personalitatea carismatică, dar și vocea incredibilă. De atunci, cariera ei a început să prindă aripi, devenind una dintre cele mai căutate vedete la momentul actual. Anghel Damian și-a început cariera de actor la 17 ani și a continuat să joace în piese de teatru, seriale, filme independente, dar și să scrie, să producă și să regizeze. A câștigat de-a lungul anilor numeroase premii și a participat la diferite festivale internaționale de film. Când dau seama că iei salariu și de regizor și de scenarist și de actor... Nu e rău. Da. Nu e rău. Recent și-a făcut apariția și pe YouTube, ca și coprezentator alături de Codin Maticiuc în podcastul La Mijloc. Iar dacă mulți îi judecă, le reproșează că s-au grăbit și că relația lor nu va trece testul timpului, trebuie să recunoaștem că cei doi formează o pereche foarte frumoasă și pot deveni unul dintre cele mai puternice cupluri din showbizul românesc.